Criza economică, datoriile la bănci sau șomajul au dus la creștere alarmantă a numărului celor care cer ajutor de specialitate. Numai la un spital de psihiatrie din Iași, aproximativ 600 de oameni se internează în fiecare lună. Statisticile spun totul. Din 2007 până anul trecut, numărul de cazuri de depresie a crescut cu aproximativ 30%. Mai mult, în acest an, doar până acum, 4600 de pacienți cu depresie s-au internat la Spitalul Socola din Iași, cu 300 mai mult decât numărul total de pacienți din 2007. Fără îndoială, situația socioeconomică afectează destul de serios pe contemporanii noștri. Se suprapun mai multe condiții cu șomaj, cu probleme conjugale, cu credite la bancă, toate împreună poate duce la o situație în care respectivul să nu mai vadă ieșire. Numărul celor care se internează cu depresie reprezintă aproximativ 33% din totalul pacienților. Cifrele le depășesc cu mult pe cele din străinătate, unde doar 13-20% din populație suferă de depresie. Contextul social în care o parte din pacienții noștri își duc activitatea este grevat de disponibilizări, este grevat de șomaj. Sunt oameni cu studii superioare, dar care n-au lucrat în domeniul lor și care nu au mobilitatea necesară pentru a putea să adapteze la un nou loc de muncă. Dacă studiile arătau că vârsta medie a debutului depresiei este de 27 de ani, acum 40% dintre pacienți au primul episod înaintea vârstei de 20 de ani. Grav este că 60% dintre depresivi se gândesc la sinucidere, chiar dacă nu o recunosc, chiar 15% ajung chiar să treacă la fapte. O luptă cu morile de vânt, cu